Vom deschide din nou cuvântul Domnului la Apocalipsa, capitolul 5, versetul 12. Și voi prezenta partea a doua a acestui mesaj pe care îl cântă cerul. Vrednic este mielul. Vrednic este mielul. Apocalipsa 5 cu 12, voi citi traducerea nouă din 2001 sau revizuită, Cornilescu revizuit. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul cel junghiat să primească puterea și bogății și înțelepciune și tărie și onoare și glorie și binecuvântare. Amin. Moartea Domnului nostru Iisus Hristos, un fenomen care și o lucrare care nu trebuia să se producă, să aibă loc. De ce? Pentru că, fiind Dumnezeu, El este nemuritor. Deci Apostolul Pavel spune a nemuritorului, a singurului care are nemurirea, Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, a fost nenatural să moară Mântuitorul Iisus Hristos, fiind nemuritor. Apoi, moartea Lui este nenaturală prin faptul că plata păcatului este moartea. Iar despre Mântuitorul Iisus Hristos știm ca om, în El nu s-a găsit păcat. Totuși, El s-a făcut păcat pentru noi, pentru că a luat asupra Lui păcatul nostru. Datorită acestui fapt, Dumnezeu l-a judecat pe El și în El s-a revărsat toată mânia Lui Dumnezeu împotriva păcatului omenirii. Iisus a murit, dar Iisus a înviat din morți, s-a înălțat la cer și datorită acestei biruinți glorioase în care El a biruit păcatul, a biruit judecata lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu și a biruit pe cel rău. Datorită acestui fapt, El este adorat în cer. Lumea îngerilor cântă măreția Lui, cântă gloria Lui. Tot ce este în cer laudă pe Domn și de aceea și noi trebuie să înălțăm pe Dumnezeu și noi trebuie să vedem vrednicia mielului lui Dumnezeu care a murit, s-a dat pentru noi și care a înviat din morți și este din nou glorificat cu poziția de Dumnezeu ca Tatăl, Dumnezeu ca Iisus, ca Duhul Sfânt în cer. În prima parte a mesajului meu, intitulat Vrednic este mielul, ne-am uitat la primele trei aspecte și am văzut că acest miel al lui Dumnezeu, care a murit și a înviat, va veni din nou pe pământ. Și atunci când va veni, va veni cu scopul acesta mare, înșeptit, pe care îl cântă cerul. Primul, vă aduc aminte, El vine să cârmuiască lumea. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea. Diavolul a vrut să-l inducă în eroare pe Mântuitorul Iisus Hristos și i-a oferit împărățiile lumii acesteia. Iisus Hristos le-a refuzat pentru că El are toată împărăția Universului. Apoi, când Mântuitorul nostru Iisus Hristos va veni a doua oară în urma biruinței din Golgota, El vine să controleze resursele acestei lumi, resursele cosmosului. Vrednic este mielul care a fost junghiat ca să primească bogății. În societatea contemporană, vă aduc aminte, suntem într-o situație în care resursele pământului sunt epuizate. Și așa vorbesc cu oamenii despre resursele pământului. Resurse neregenerabile și petrolul este inclus în aceste resurse, măcar că nu este drept lucrul acesta, petrolul este o resursă care se regenerează continuu, dar datorită crizei care este la ora aceasta, datorită felului în care oamenii administrează bunurile pe care ne le-a dat Dumnezeu, lumea este în criză. Însă venirea a doua a Domnului nostru Iisus Hristos, cel biruitor, este una care va controla bogățiile lumii, vor fi împărțite în sfârșit egal tuturor oamenilor. Lucrul acesta va fi o realitate în timpul împărăției de 1000 de ani. Și apoi, în al treilea rând, așa cum vorbeam în prima parte, El vine să confunde rațiunea acestei lumi. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească înțelepciunea.
Domnul nostru Iisus Hristos este un Dumnezeu înțelept, atot cunoscător, atot înțelept. Nimeni nu-l poate umbri pe Mântuitorul în ce privește înțelepciunea. Să ne uităm în continuare în această duminică de dimineață la cina Domnului sau oricare zi reintrați pe internet sau ascultați acasă acest mesaj, să ne uităm la următoarele patru aspecte legate de vrednicia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vrednicie care se răsfrânge și asupra noastră, pentru că așa cum deseori știm și în special la cina Domnului, foarte mulți nu se apropie de masa aceasta, nu se apropie de pâine, nu se apropie de rodul viței, pentru că spun, nu mă simt vrednic. Și este corect, niciunul dintre noi nu este vrednic să stea la masă. Dar vom sta la masă în vrednicia singurului care o are, Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. În vrednicia Lui suntem și noi vrednici. Iisus Hristos va veni a doua oară și acum când vine a doua oară, ne uităm, El vine ca să zdrobească rebeliunea acestei lumi. Uitați ce spune partea a patra a versetului. Vrednic este mielul care a fost junghiat ca să primească tărie. Strength. Tărie. Unul din titlurile favorite, dacă vreți așa, ale lui Dumnezeu, ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ale Duhului Sfânt, este acesta. Dumnezeul oștirilor. Moise afirmă despre el și spune, Domnul este un războinic viteaz, numele lui este Domnul oștirilor, Exod 15:3. Diavolul a încercat să uzurpe puterea lui Dumnezeu, n-au reușit lucrul acesta, dar a uzurpat puterea lumii. Când Dumnezeu l-a creat pe om, pe Adam și pe Eva și i-a pus în grădina Edenului, aș vrea să înțelegem, Dumnezeu a dat omului autoritate supremă pe pământ. Tot pământul a fost în administrația omului. Omul putea să facă ce vroia pe pământ. Era domeniul lui. A venit diavolul însă și reticul lui și a uzurpat puterea omului și a luat putere asupra acestei lumi și asupra pământului. De aceea, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin moartea lui și prin învierea lui, a biruit pe diavolul ca să ne pună din nou în posesia lucrurilor pe care le-am pierdut. El vine ca să ne răscumpere în două feluri. Vine să ne răscumpere persoana, pentru că prin păcat am pierdut eternitatea, am pierdut părtășia noastră cu El, dar în același timp, când El vine a doua oară, El vine să ne răscumpere proprietatea. Acolo la Calvar a plătit prețul. La Calvar a plătit prețul. Acolo ne-a răscumpărat pe noi și acolo ne-a răscumpărat și proprietatea. Era un obicei în Israel și obiceiul acesta se va vedea și în răscumpărarea omenirii și se va vedea deslușit în timpul împărăției de 1000 de ani, dar trebuie să se vadă deslușit pentru tine și clar pentru tine și limpede chiar și acum. Aduceți-vă aminte, era o lege în Israel. Când cineva își pierdea proprietatea, trebuia să existe o rudenie de sânge. O rudenie de sânge. O rudenie care să voiască, dar în același timp o rudenie care să aibă posibilitățile materiale și financiare să răscumpere proprietatea pentru cel care și-a pierdut-o în Israel. Și răscumpărarea aceasta se făcea prin acel obicei al descălțării. Acel obicei al descălțării. Cel care răscumpăra se descălța și arunca papucul peste pământul ținutul care trebuia răscumpărat și plătea celui care avea în posesia lui proprietatea respectivă, plătea prețul și după ce plătea prețul, lucrul acesta, pământul acela, ținutul acela era dat din nou în posesia celui care l-a pierdut. Mântuitorul Iisus Hristos, aș vrea să știți, nu este numai rudă de sânge cu evrei, El este rudă de sânge cu noi. Este rudă de sânge cu noi. De ce? Pentru că noi suntem neam cu Rahab. Ați auzit bine. Noi suntem neam cu Batșeba. Ați auzit bine. Și noi suntem neam cu Rut, Moabita. Am auzit bine. Rudeniile acestea, cele mai urâte, dacă vreți așa, sunt în linia genealogică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și Iisus Hristos a îngăduit că ca aceste neamuri, Rahab, Rut, Batșeba, să intre în genealogia Mântuitorului Iisus Hristos și Batșeba este foarte posibil să fie de neam hetit, este foarte posibil să fie de neam hetit sau cel puțin jumătate-jumătate, evreu jumătate hetit. Iisus a îngăduit să intre
sângele nostru în originea lui genealogică, pentru ca la vremea potrivită să poată să ne răscumpere și pe noi, la fel cum a răscumpărat poporul evreu. Vă duc aminte acest cuvânt glorios pe care îl spune Duhul Sfânt atunci când se scrie Psalmul 60 de către împăratul David. Dumnezeule, ne-ai lepădat, ne-ai împrăștiat și te-ai mâniat, ridică-ne iarăși! Ai făcut pe poporul tău să treacă prin lucruri grele, ne-ai adăpat cu un vin de amorțire, ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să le înalță spre biruința adevărului, dar, pentru ca preiubiții tăi să fie izbăviți, scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne! Dumnezeu a zis în sfințenia lui, voi ieși biruitor, voi împărți Sihemul și voi măsura Valea Sucot. Al meu este Galaadul, suntem dincolo de Iordan, în partea de Iordanie de astăzi. Al meu este Manase, Efraim este tăria capului meu, iar Iuda toiagul meu de cărmuire. Moab, sudul Iordaniei, este ligheadul în care mă spăl, peste Edom îmi arunc încălțămintea, observați? Face același lucru Dumnezeu, peste Edom îmi arunc încălțămintea, țara filisteenilor strigă de bucurie din pricina mea. Cine mă va duce în cetate întărită? Cine mă va duce în Edom? Oare nu tu, Dumnezeule? Așa cum a răscumpărat pe Israel prin această măsură specială a descălțării, în același fel Dumnezeu ne-a răscumpărat și pe noi, pentru că El a venit să răscumpere nu numai persoana noastră, deci El este vrednic, El a venit să răscumpere și proprietatea pe care am pierdut-o, pentru că nu numai evreii au pierdut, toți oamenii au pierdut autoritatea asupra pământului. Și atunci vrednic este mielul care a fost junghiat ca să primească tărie, pentru că El vine să confunde puterea lumii contemporane. Mai departe, El vine să culeagă respectul acestei lumi. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Vrednic este mielul care a fost junghiat ca să primească onoare. Să primească onoare. Am făcut un mini-studiu. M-am uitat în Enciclopedia Britanică, frați și surori, doamnelor și domnilor, și m-am uitat cu un scop specific. Sunt atâtea show-uri la televiziune, sunt atâtea articole în ziare, sunt atâtea discuții la radio, sunt atâtea dezbateri în școlile teologice și scopul lor este să-L dezonoreze pe Domnul Iisus Hristos. Să-L dezonoreze pe Domnul Iisus Hristos. Când va veni El, va fi onorat. Acum este foarte dezonorat. M-am uitat în Enciclopedia Britanică numai ca să vă ilustrez ceva. Și uitați ce am găsit eu în Enciclopedia Britanică. Enciclopedia Britanică, dacă deschideți, este mare și este scrisă de obicei pe două coloane. Pe două coloane. Fiecare pagină. Am găsit în Enciclopedia Britanică 5 coloane dedicate lui Mussolini, acest criminal italian din timpul cel de-al doilea război mondial, asociatul lui Hitler. 5 coloane sunt dedicate lui Henric al VIII-lea, regele Angliei, de asemenea un afemeiat și un criminal notoriu. 2 coloane sunt dedicate lui Irod cel Mare, un alt criminal. Ce am găsit însă mai departe, lui Iisus Hristos, în Enciclopedia Britanică, îi sunt dedicate 33 de coloane. Dar fiți atenți, lui Mahomed, 80. 80. Ia venit așa în minte, ia să mă uit să vedem cum este onorat în Enciclopedia Britanică. Iisus nu este onorat în aceste zile. Este dezonorat. În școlile teologice, în cele mai multe școli teologice, se vorbește despre faptul că nu este Dumnezeu, că nu s-a născut din fecioară, că a fost numai o figură proeminentă. Chiar aseară era un show special pe History Channel, că Iisus a fost, de fapt, nu așa cum îl prezintă Evanghelie, ci din scrierile gnostice, care trebuie să luate în considerare, a fost o persoană foarte violentă, foarte dură, dar biserica a vrut să-l facă frumos, să arate bine. În cuvântul pe care l-am citit scrie, vrednic este mielul care a fost junghiat ca să primească onoarea. Nu-i o dai tu acum sau nu-i o dau eu acum, eu i-o dau, dar dacă tu nu-i dai onoare și cinste și laudă acum lui Dumnezeu, vine vremea când va trebui să-i o dai, pentru că în cuvântul Domnului spune, i s-a dat un nume mai presus de orice nume, pentru că în numele lui Iisus Hristos să se plece orice genunche din cerul de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul. Va veni o zi când toți vor mărturisi, nu o să le placă, dar vor mărturisi că nu vor avea încotro.
Iisus va primi glorie și vine să primească această glorie. Însă împotriva lui este o conspirație, așa cum a fost pe vremea lui Mardoheu. O conspirație agagită, Agag, Haman se trăgea din Agag. De fapt, ei erau amaleciți, se trăgeau din Edom, pentru că Amalec a fost fiul lui Elifaz, nepotul lui Esau. Când Ahasveros a vrut să ridice națiunea iudaică, datorită insomniei, a fost învățat de Haman cum să îl înalțe pe cel care face bine împăratului. Ia uitați-vă, pentru că în cuvintele lui Haman se va vedea și înălțarea ta, dar se va vedea și înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. Haman a propus trei lucruri. Primul, pregătire. Să se pregătească coroană, să se pregătească haină împărătească, să se pregătească calul împărătesc, Estera 6:8. A doua propunere pe care o face Haman este promovare. Numește pe cel mai bun ministru al tău, Estera 6:9, și să fie promovat cel care urmează să fie înălțat. Într-o zi, foarte curând, Duhul Sfânt va promova pe Iisus Hristos în întreg universul și îl va prezenta ca împăratul împăraților și Domnul domnilor în fața întregului univers. Și apoi cea de-a treia propunere pe care o face Haman, deci pregătire, promovare, este prezentare. Estera 6:9, partea finală. Și în curând se va auzi această prezentare și prezentarea de data aceasta o va face Tatăl Ceresc. Ia auziți cum îl prezintă el. Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său. Așa cum vă spuneam, pentru că nu vor să-l onoreze zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor, să nu se mai vorbească de evrei și despre biserică. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgie așa zicând, totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire, citesc din Psalmul 2. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Acum dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Unii trebuie să se bucure sărind, alții se vor bucura tremurând. Și cei ce se vor bucura tremurând sunt aceia care nu vor să-L cinstească pe Dumnezeu. De aceea cuvântul continuă și spune în Psalmul 2:12, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Vretnic este mielul care a fost junghiat ca să primească onoarea. Aș dori ca Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să fie onorat aici în Biserica Emanuel, să fie onorat la masa Lui, să fie onorat cu închinarea ta, să fie onorat cu ascultarea ta și a mea, să fie onorat cu slujirea noastră. Mai departe, cel de șase aspect, al șaselea aspect este, el vine să primească reverența acestei lumi. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească glorie. Așa spune cuvântul Domnului. Vrednic este mielul care a fost junghiat ca să primească glorie. Când a venit prima dată, el a venit în smerenie. Când a venit prima dată și a început să lucreze, a fost acuzat de demonism. Când a venit prima dată, a fost scuipat. Când a venit prima dată, a fost biciuit. Când a venit prima dată, a fost ridiculizat. Când a venit prima dată, a fost batjocorit. Când a venit prima dată, a fost bătut. Când a venit prima dată, a fost răstignit. Când vine a doua oară, el vine împăratul împăraților și Domnul domnilor. Atunci toți se vor îngrozi. Pentru că așa spune cuvântul Domnului și toți fiii oamenilor se vor boci, căci vor vedea pe Mântuitorul Iisus Hristos venind cu mare slavă, cu mare glorie pe norii cerului. Deci îl vor vedea locuitorii pământului, nu biserica, pentru că biserica îl va vedea 7 ani mai repede decât ei în momentul în care Duhul Sfânt o va răpi-o și o va prezenta-o în fața Mântuitorului Iisus Hristos. De bunăvoia lui, Mântuitorul Iisus a renunțat la gloria pe care a avut-o în ceruri. De bunăvoia lui.
Și unul din aspectele vă aduc aminte iarăși, pentru că este foarte bine să avem o învățătură corectă despre Dumnezeul Domnului Iisus Hristos. Este corect și este bine să avem o învățătură corectă. Sunt atâtea învățături false despre El. Adventiști învață fals despre Mântuitorul Iisus Hristos. Marturul Iehova învață fals despre Mântuitorul Iisus Hristos. Mormonii învață fals despre Domnul Iisus Hristos. Ei spun, aceste organizații spun că El nu este Dumnezeu plin. Aceste organizații spun, citiți-mi și vedeți doctrina lor, că a fost, El este Arhanghelul Mihail, care prin ascultare și-a căpătat titlul de Hristos, de unsul lui Dumnezeu. Oricine se leagă de dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos se atinge de propria viață. De propria viață. Iisus Hristos este Dumnezeu cu adevărat. A existat dintotdeauna ca Dumnezeu. Și ca să fii Dumnezeu, Dumnezeu are cel puțin trei atribute specifice pe care nimeni nu le are. Arhanghelul Mihail nu le are. Îngerii nu le au. Buddha nu are. Mahomet nu are. Allah nu are. Satana nu are. Singurul care are aceste atribute este Tatăl, este Iisus și este Sfântul Duh. Și anume, este atributul omniprezenței sau atotprezent. Este atributul omniștienței sau atotcunoașterea. Și este atributul omnipotenței sau atotputernicie. Numai Dumnezeu are aceste trei atribute. Omnipotență, omniprezență, omnisciență. Când Mântuitorul Iisus Hristos a luat trup și în felul acesta s-a născut, a început să aibă un început al zilelor ca om, nu ca Dumnezeu. Când a luat trup asupra lui și a venit în smerenie prima dată, luând trup, el a renunțat voluntar. Fiți atenți la acest concept. El a renunțat voluntar, așa cum spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, de la 5 la 11. Să exerseze pentru 33 de ani și jumătate unul din atributele dumnezeirii. Care? Care? A tot prezența, pentru că a fost numai în Israel, a fost numai în Israel ca om. Dar dacă avem posibilitatea, puneți Ioan 17 cu 5, dacă puteți pune pe ecran, pentru că o să vadă și cei de la internet. Însă când Iisus Hristos și-a încheiat activitatea, uitați-vă cum se roagă Tatălui Ceresc, pentru că se roagă ca om. Se roagă ca om. Cum se roagă Tatălui Ceresc și ce spune Tatălui Ceresc în rugăciunea lui? El va reintra din nou în ceea ce el a fost de fapt dintotdeauna. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți, și în greacă este din nou, cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Pentru că lumea a fost creată prin el. Deci cum era înainte Iisus Hristos de a fi om? Cum era? Ca și Tatăl. Cu o slavă ca a Tatălui, cu o slavă ca a Duhului Sfânt, cu atribute ca a Tatălui, cu atribute ca ale Duhului Sfânt. Dar datorită de dragul tău și de dragul meu, s-a întrupat, s-a limitat voluntar, așa cum zice Apostolul Pavel, s-a dezbrăcat de sine, s-a golit pe sine, de ce? De acest atribut glorios al atotprezenței, dar și-a reintrat din nou în acest atribut când s-a înălțat la Tatăl, măcar că are trup ca al nostru, este o minune, cel nemuritor să moară. Și fiți atenți, uitați-vă la această minune, pentru că mintea mea nu vă știe explica, dar vreau să vă spun. Dacă cel nemuritor a murit, imaginați-vă că acum în cer noi avem un reprezentant care are un trup ca al nostru. Și trupul nostru, dacă vă uitați la mine, numai la amvon pot să fiu în momentul acesta, nu pot să fiu în mijlocul sălii. Însă Iisus Hristos, care are un trup ca tine și ca mine, este tot prezent. Este și în Africa, chiar și în România. Nu vă uimește lucrul acesta? Pe mine mă uimește. Cum a putut să-și asume din nou tot prezență într-un trup? Ei, pentru că noi avem pe singurul Dumnezeu adevărat. De aceea tot ce spune lumea și numește Dumnezei în altă parte și în religiile lor nu sunt altceva decât manifestări demonice. În această zi tu stai la masă cu singurul Dumnezeu adevărat, cu Iisus Hristos. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească glorie. Dă-i slavă, dă-i cinste, adu-i închinarea ta. Și apoi, în ultima instanță, în al șaptelea rând, El vine să convertească rămășița lumii acesteia. Uitați ce spune în final Apocalipsa 5 cu 12. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească binecuvântare. Binecuvântare. Apostolul Pavel spune că toată creația geme
și așteaptă să fie schimbată. Romani 8:22. Când Iisus, cel înviat din morți și reglorificat, reintrat în poziția lui de Dumnezeu adevărat, va veni a doua oară, El vine să curățească toată planeta, vine să curățească tot cosmosul. Nu se va ocupa numai de mine și de tine și numai de pământul nostru să ne-l dea din nou în proprietate pentru că ne-a uzurpat diavolul și ne-l-a luat. Diavolul, prin răzmerița lui, pentru că a avut în control planete și stelele cerului, cine va studia cu atenție cuvântul Domnului va vedea lucrul acesta, diavolul, satana și îngerii lui au avut în control, în timpul domniei lor, planete, au avut în control stele, porțiuni din ceea ce se numesc galaxii. Tocmai de aceea, ca o mică paranteză, permiteți să vă spun, când vă uitați în lume, în Egipt, în Mexic, în Peru, în Cambodia, în China, și când vă uitați și citiți despre piramidele care există în aceste țări, și sunt pe continente diferite, pentru că, uitați-vă, China nu-i lângă Peru. Nu, China e China și Peru este în America Latină. Egiptul este în Africa. Mexicul e aici lângă noi. Când te uiți la aceste locuri dispersate în lume și când te uiți la faptul că piramidele acestea sunt ceva ciudat, mai ales construcția lor imensă, blocurile acelea de piatră, cum sunt în Peru, până la 1600 de tone, un bloc de piatră ca să construiască o piramidă, toate sunt orientate spre steaua nordului. Orice planetă, orice piramidă este în final orientată spre steaua nordului. Spre steaua nordului. Oare de ce? Oare de ce? Cele din Peru trebuie să fie orientate în altă parte, nu? Sau din Mexic, sau din Egipt, sau din Cambodia, sau din China. Ar trebui să fie orientate în altă parte. Știți de ce sunt orientate toate înspre steaua nordului? Pentru că originea piramidelor este origine demonică, nu este origine omenească, cum încearcă să avanțe, să explice și niciodată n-au explicație. Este origine demonică. Iar în cuvântul Domnului, în cartea aceasta din care vă predic, spune următorul lucru, că Dumnezeul nostru își are sediul în partea de miază noapte sau de nord a Universului. Scrie în Biblie lucrul acesta? De ce credeți că toate piramidele sunt acolo? Diavolul și îngerii lui au avut în posesie, în administrație, planetele, au avut în administrație galaxii, așa? Dar într-o zi, căpetenia lor, Lucifer, a zis, mă voi sui în parte de miază noapte a Universului, pe muntele lui Dumnezeu, voi fi ca cel prea înalt, îl voi detrona de acolo și mi se va duce închinare mie. Tânjește și de ce așa a făcut piramide aici pe pământ. Nu va ajunge acolo niciodată, în schimb vei ajunge tu și cu mine. Nu ca să-L detronăm pe Dumnezeu, ci să domnim în univers împreună cu El. Vrednic este mielul? Și să nu stai la masă cu El? Să nu te împărtășești cu El? Să nu te bucuri de prezența Lui? Aș vrea să te bucuri în inima ta împreună cu îngerii din ceruri, cu cele patru făpturi vii, cu cei 24 de bătrâni, cu toată oștirea cerului care este salvată și care cântă vrednic este mielul care a fost junghiat. Să primească glorie. Haideți să-i dăm glorie prin ascultarea noastră, stând la masă, la masă cu El, împărtășindu-ne cu trupul și cu sângele Său, știind că prin acest act sfânt alături de credința noastră și de celelalte fapte de credință, împreună cu El vom moșteni eternitatea pentru totdeauna. Și când te apropii de pâine și când te apropii de rodul vieții, spune, Doamne, nu mă apropiu în vrednicia mea, ci mă apropiu în vrednicia singurului care o are, mielului Dumnezeu, Domnul meu și Dumnezeul meu. Amin.